Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, când ai nostalgie, înseamnă că au fost vremuri bune în viața ta și asta e o parte bună. O parte și mai bună este că dacă au fost, cu siguranță vor mai veni. Un cântec lansat astăzi a adus nostalgia în poiană. E vorba de I Don't Wanna Wait, piesă marca David Guetta și One Republic, un single care utilizează un sample din cel mai mare hit în limba română la nivel internațional. Care e? Care? Dragostea din tăi, de la Ozon. Păi ce putem să ne dorim mai mult pentru acest sfârșit de săptămână decât încă o dragoste din tăi. Poiana lui Iohan la Radio România Actualități. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't. Da, să ridice mâna cine a dansat așa puțin în scaun la volan la această oră. Cu ce să mergi să cucerești Bruxelles-ul? Cu poale în brâu. Și cum le faci? Făină, apă, ouă, o brânză bună pe care o procurăm local, pastile și toate cu multă dragoste. Rețetele le-am păstrat acelea care au fost, doar probabil clienții s-au adaptat după rețetele noastre. Și tot cu smerenie la rubrica de băuturi vorbim de un suc care poate fi integrat în diverse rețete culinare și sosuri, cocktailuri, pentru a aduce un gust mai distinct și o culoare, să spunem, mai vibrantă. În cocktailuri se potrivește foarte mult cu ginul, cu vodka, rom, prosecco, apă tonică, apă minerală. Când lucrurile sunt simple, e bine să nu le complicăm. Pe Google Search, cabinet de planificare familială și orașul în care locuiește persoana care caută aceste servicii. Cel mai important și atrăgător, nu ai nevoie de bilet de trimitere. Dimpotrivă, noi redirecționăm cazurile care depășesc competența noastră către urologie, către ginecologie și către alte specializări. Păi da, dacă la Bruxelles cu poale în brâu, pe Dâmbovița merge și altfel. În sfârșit am găsit ceva. Dacă ne întreabă cineva, spune un brand pentru București, Covrigu, turiștii sunt fascinați. Și avem competiție, avem producție, presupun că folosesc cereale din România. Vine și cu cozonacul, Covrigu și cozonacul ăsta este simbolul. Cum era în copilărie, la vați ascunselea, cine nu e gata, îl iau cu lopata. You can walk my path. You can wear my shoes. Land a talk like me and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way.
You ain't never gonna know me, but I know you. Singing in our things can only get better. Thinking of a million, no, I know that things can only get better. Împreună și în această după-amiază, în piața Abattoir din Bruxelles, la Doi Boi, cum îi se spune în comunitatea românească, câtă vreme stai la coadă, la patiseria Teodor, te seduce mirosul de cozonaci, de covriși calzi, abia scoși din cuptor, de pâine, de vanilie, de coajă de portocală și de rom. Pentru o clipă te imaginezi la universitate sau la noi în piață, la obor, din vitrină îți fac ochiul poale în brâu, amandine, melci cu nucă, dobrogene. În Poiană, astăzi, ajungem tocmai la Bruxelles, să știți. Mihai Teodor Rânzascu, proprietarul unei patiserii care a pus pe piața belgiană produse românești tradiționale alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ați luat rețetele mamei și le-ați dus la Bruxelles? O parte din ele, da. Care sunt produsele care au avut cel mai mare succes? Oalendru, brânzoaica, brânză dulce și spatite, merdenelele, rudelele și merci cu nucă și cu măcă. Bineînțeles, de primul loc care este covric. Poale în brâu, produsul care a cucerit și capitala Belgiei. Care e rețeta? Făină, apă, ouă, o brânză bună pe care o procurăm local, pastite și toate cu multă dragoste. Deci vă aprovizionați din Belgia, local. S-a modificat un pic gustul? Pe partea de brânză, da. Lucrăm pe o fermă belgiană care face o brânză adaptată după cerințele noastre. Deci au adaptat ei producția după cerințele. Că asta eram curios dacă e gustul diferit față de gustul de acasă. Nu, au adaptat rețeta după cum le-am cerut noi. Clienții patiseriei sunt mai mult români? Când am început, au fost în principiu doar români. În momentul de față, suntem un pic pe jumătate la clienți români. Dar, în general, lucrăm cu belgieni. Ca să atrageți și clienți străini, v-ați adaptat ofertele, rețetele, ați venit și cu alte produse? Nu. Noi nu am adaptat niciun fel de rețete. Rețetele le-am păstrat acelea care au fost, doar probabil clienții s-au adaptat după rețetele noastre. Atunci au gustat, le-au plăcut și continuă să cumpere în continuare. Am clienți care vin de 7 ani în fiecare weekend la noi. Și români și belgi. Cu ce i-ați surprins? Cu ce i-ați fidelizat? Produsele de calitate. Am încercat să menținem rețete
am încercat să menținem calitatea produsului și un preț care să fie pe măsura buzunarului clientului. A fost acum Paștele Catolic, urmează cel ortodox. Aveți produse deosebite pe care le pregătiți în această perioadă? Pentru Paștele Catolic am pregătit pască, cozonaci, produse de cofetărie, platouă de prăjituri. Pentru Paștele Ortodox să fie aceeași gamă de produse. Comenzi cu siguranță vom avea, pentru că în fiecare an lucrăm foarte bine de sărbătorile pascale. Cozonacii sunt după rețeta noastră moldovenească? Da, sunt niște cozonaci moldovenesc. Noi venim de la Bacău, atunci rețeta noastră e pusă în zona moldovenească. Cum îi faceți? Cu nucă multă? Cu foarte multă umplutură. Cu nucă, facem cozonac și cu mac, cu rahat. Aș mai avea așa o curiozitate, de ce ați ales Bruxelles pentru a deschide această afacere de familie? Probabil el ne-a ales pe noi, nu noi pe el. Prima noastră locație a fost într-o piață foarte mare. Românii o cunosc la Piața Doiboi. Un fel de obor la noi, așa, nu? Da, 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 un fel de obor mai mare, așa. Sunt undeva la peste 30.000 de oameni care intră în weekend acolo. Mergând la cumpărături acolo cu familia, am văzut magazine românești, am văzut restaurante românești, mici, pere, tot ce vreai să ai pe ceai acolo. Am zis că Filip se simtea să fie o patiserie. Atunci am făcut-o. Oricum aveați experiență din familie. Asta trebuie să le spunem ascultătorilor. Aveam experiență din familie, atât să privesc mama, atât soția care au lucrat în domeniul anilor. Mihai Teodor Rânzascu e în Poiana astăzi de la Bruxelles în direct. Doar români lucrează cu dumneavoastră? Nu, avem și belgieni. Și încă o curiozitate ultima. Cum a fost relația cu autoritățile belgiene? Cum e să deschizi o afacere în domeniul alimentației publice în Belgia? Este destul de ușor. Datorită faptului că autoritățile sunt alături de tine, ei te încurajează să faci această afacere. Pentru ei, odată ce ai deschis o afacere și afacerea merge, te văd ca un plătitor de taxe. Atunci crește bugetul local, inclusiv bugetul belgian. Cred că aici este o mentalitate care față de ce se întâmplă în România, este un pic diferită. Controle sunt, dar controlele vin pentru a te învăța ce trebuie să faci și cum trebuie să faci. Nu să te pedepsească. Da, nu te pedepsesc. Ai greșit, te avertizează. O dată, de două ori. A treia oară, bineînțeles, nu te mai avertizează, dar ca principiu sunt alături de tine și încearcă să te învețe ce trebuie să faci. Mihai Teodor Rânzascu în Poiana astăzi de la Bruxelles, de la patiserie, de acolo unde o să ajungem și noi. Mulțumim tare mult! Vă așteptăm cu drag. Noi suntem la Bruxelles. Poiana lui Iohan la Radio România Actualități.
that red velvet, I want that sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Aronia melanocarpa e un arbust din familia Rosacea, original din estul Americii de Nord, în Europa, fiind adus la sfârșitul secolului al XIX-lea. Am plantat, să știți, și noi câteva tufe de aronia în poiană, acum așteptăm să facem suc. În poiană astăzi, Eduard Fechet, fondator al unei companii care produce sucuri naturale de aronia, bine ați venit! Vă salut, bună ziua! Aronia, cireșul negru, da, sau cireșul sălbatic, îi se mai spune. Ce e, de fapt, această plantă? Aronia este cunoscută sub denumirea populară de scoruș negru. Este un fruct mic, rotund, asemănător cu afinul, dar el este văr primar cu mărul, original din America de Nord. Acrișor, așa, la gust, nu? Da, are un gust foarte astringent. El face parte din familia Rosaceae și este foarte apreciat pentru proprietățile sale nutritive. Se poate consuma și crud? Absolut. Chiar recomandăm consumul de fructe proaspete datorită conținutului lui de fibre. Dar se poate consuma și ca suc, ca și nectar, în dulcețuri. E un nou trend. Aș putea spune că e la modă aronia și sucul de aronia. Care ar fi beneficiile consumului fructelor de aronia? Să ne oprim mai întâi. Atât fructele cât și sucul sunt foarte bogate în antioxidanți, antocianine, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, cât și a deteriorării cauzate de radicalii liberi în organism. Consumul regulat de aronia poate contribui la întărirea sistemului imunitar, la reducerea inflamației, îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, cât și a digestiei. Vine cu un plus de energie consumul de aronia? Vine, dar asta depinde de organismul fiecare consumator. Există, din acest punct de vedere, contraindicații? Sunt oameni cărora nu le-e recomandat să consume aronia, din câte știți? Noi recomandăm consumul sucului de aronia sau a fructelor după masă. Nu contează foarte mult perioada zilei, dimineața, la prânz, la seara, dar îl recomandăm după masă. Sunt persoane care sunt sensibile la fructele acide și poate provoca iritații la nivelul stomacului, cât și atracul digestiv. Dacă se consumă mai mult decât este necesar, corpul poate răspunde cu o scădere bruscă a glicemiei. Eduard Fechet în poiană astăzi, aș putea spune la tips and tricks, să notăm așa, consumați după masă aronia, adică să existe un pansament gastric acolo și mare atenție să nu scadă glicemia, nu? Nu se întâmplă nimic. Mâncați ceva și organismul își revine de la sine. E răspunsul unui organism sănătos, pentru că răspunsul unui organism care suferă de, spre exemplu, de diabet, răspunde altfel. Nu o să-i se facă rău. La un moment dat am citit că e recomandat consumul de aronia pentru bolnavii de diabet. E mit sau e realitate? Este realitate, într-adevăr. Eu nu sunt doctor, nu sunt medic, sunt fermier. Corect. N-aș putea să intru prea mult în detalii pentru că n-ar fi corect din partea mea, dar recomandarea mea este
întotdeauna pacienții care suferă de diabet să comunice cu un doctor de specialitate. Fermier, mi-a plăcut titulatura pe care v-ați asumat-o, Eduard Fechet în Poian astăzi. Haideți să intrăm puțin în bucătărie, în fabrică, în făbricuță. Cum produceți sucul de aronia? Prin presare sau prin fierbere? Sucul de aronia ecologic pe care noi îl procesăm, noi îl presăm la rece. Se filtrează, se îmbutelizează și cel mai important este și un suc pasteurizat, pentru că altfel, fără pasteurizare, nu putem să-i dăm un termen de valabilitate. Câteva luni, un an, doi ani. Atât de mult e termenul de valabilitate? Un an, doi? Păi nu e mult, e puțin, că dacă ar fi fost mai mult, am fi fost prezenți și noi în hipermarket, dar din păcate nu putem să-i dăm un termen mai mare. Pentru că n-are conservanți. Absolut. Sucul nostru este un suc ecologic, prestat la rece, nimic adăugat în el, apă, zahăr sau alte substanțe, alte lucruri. Pentru păstrare e nevoie de niște condiții speciale? Nu neapărat, dar ar trebui ferit de razele ultraviolete. După ce l-am desfăcut, cam în cât timp ar trebui băut, consumat? Dacă produsul este ambalat în sticlă, recomandarea noastră în maxim 30 de zile să fie consumat. Dacă produsul este ambalat într-o pungă de bagging box, acea pungă de plastic cu un robinet micuț, poate fi consumat pe un termen îndelungat, 2-3 luni, păsat la frigider fără probleme. Eduard Fechet, Nectandru, e în Poiană astăzi. Am observat la dumneavoastră pe pagină și mi-a plăcut tare mult niște asocieri culinare și cocktailuri pentru sucul de aronia. Ce ne recomandați în această după-amiază? Aronia poate fi integrată în diverse rețete culinare și sosuri, cocktailuri, pentru a aduce un gust mai distinct și o culoare, să spunem, mai vibrantă. Se poate adăuga în smoothie-uri, fructele în salată de fructe, iaurturi, cereale, prăjituri, tarte, cât și în vopsirea ouălor. Se poate adăuga și în aluaturi, colorează foarte, foarte puternic. În prepararea sosurilor, a reducțiilor, pentru carne, pește, legume, în cocktailuri se potrivește foarte mult cu ginul, cu vodka, rom, prosecco, apă tonică, apă minerală. Iată, reținem, am aflat niște lucruri noi în această după-amiază. Eduard Fechet, mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Poiana lui Iohann. You're my heart, you're my soul.
cum vă spuneam, în Poiană începe weekendul. Continuăm discuția cu medicul Violeta Radosav. Apropo, dacă ați ratat primul episod, îl găsiți în varianta podcast, ediția din 29 martie, pe site-ul Radio România Actualități, pe Spotify sau pe YouTube. Dacă nu știi cu cine să vorbești despre viața intimă și sexualitate, există specialiști care te pot ajuta. Mulți părinți îmi spuneau, nu știm cum să o facem. Nu ar fi mai bine să veniți dumneavoastră la clasă, să discutați cu ei și să ne informați și pe noi. Mi se chichează așa un zâmbet pentru că mi-aduc aminte de ședință cu părinții în care am fost solicitată să vin săptămâna la clasă și să informez asupra modificărilor care apar în comportamentul cu această tematică al copiilor. Da, eu sunt una singură. Dacă ar fi doar acea clasă, te-am explicat, dar noastră îi cunoașteți mai bine. Aveți... Și părinții ce au făcut? I-am rugat să caute. Sunt nu numai eu, organizam la ora aceea cursuri pentru părinți. Facem și aceste cursuri de educație sexuală pentru părinți ca să le fie bine copilor. Și au venit spre surprinderea mea, deși erau și alte tematici la acele prezentări, au venit foarte mulți părinți cu pregătire profesională, chiar colegi de-ai mei, chiar profesori de-ai mei de la medicină, care au avut la o vârstă înaintată copii și nu se mai regăseau în conversațiile cu ei. Sunt foarte inteligenți și absorb foarte multă informație. Au nevoie de stimul, creierul lor are nevoie de dopamină. Și în momentul în care tu nu oferi ca și adult, ca și părinte... Dacă tu ca părinte nu oferi lucrul ăsta, copiii oricum vor găsi informația. Și vor găsi informația poate greșită, poate trunchiată, poate eronată și poate subversivă chiar. Exact. Doctorul Violeta Radosav e în Poiana astăzi, medic primar, medicină de familie, planning familial și sexolog. Hai să vorbim un pic ce înseamnă planificarea familială. Ce se întâmplă, de fapt, într-un cabinet de planificare familială? Cabinetele de planificare familială fac parte din sistemul de sănătate național, de stat. A fost înființat acum mulți ani. Foarte puțină lume a cunoscut despre existența acestor cabinete. În principiu, adresabilitatea mai ridicată vine din partea tinerilor, a elevilor, studenților, hai să zicem așa, o vârstă până în 30 și ceva de ani. Și repet, adulții le știu pe toate, nu au de ce să vină, nu au ce informații să obțină. Deci pot accesa aceste servicii în mod gratuit orice persoane care intră pe ușa acestor cabinete, persoane sau cupluri. Oamenii au ce discuta, au ce povesti, pot beneficia de această consiliere gratuită odată pentru alegerea metodelor contraceptive, pentru planificarea unei sarcini, de asemenea tinerii care doresc să-și înceapă viața intimă. Recomandat ar fi să meargă mai întâi la aceste cabinete unde oamenii care sunt acolo sunt dedicați. Hai să punctăm lucrul ăsta, te rog, mai ales pentru tineri. Dacă nu știți și n-ați găsit cu cine să vorbiți, mergeți la cabinetul de planificare familială, nu? Și veți putea adresa întrebări și primi răspunsuri. Exact. Obțin informații referitoare la bolile cu transmitere sexuală, consiliere pentru metodele contraceptive cele mai potrivite. Li se recomandă analizele pe care ar trebui să le facă fetele înainte de a li se administra acea metodă contraceptivă. Este foarte ușor. Poți să mergi la ginecolog, dar nu cred că are atât timp cât are la dispoziție un medic care lucrează în aceste cabinete. Ce mai putem să facem noi? Aceste informații pe care le oferim la invitațiile liceelor, ale unităților de învățământ, care reprezintă de fapt acțiuni de educație sanitară, nu de prevenție. Rândul populației mai ne confundă, să zicem așa, suntem un fel de medici de familie, da? Noi suntem medici, exact ce face un medic de familie, facem și noi, doar că la noi nu ai nevoie de un card de sănătate, poate să vină orice persoană, oricare card, orică nu are card, oricare buletin, orică nu are act de identitate. Ideea este că se oferă din partea statului român aceste consultații, asistență medicală de specialitate, inclusiv bilete de trimitere către spitale de stat și în București, sunt spitale de stat care au cabinete de planificare familială. Bun, dar ce trebuie să fac să găsesc un cabinet de planificare familială? Să mă duc pe Google? Da, pe Google search, cabinet de planificare familială și orașul în care locuiește persoana care caută aceste servicii. Și trebuie programare, trebuie trimitere, trebuie ceva? Nu, absolut nimic. Deci, fără bilet de trimitere, tocmai asta este cel mai important și atrăgător, nu ai nevoie de bilet de trimitere. Dimpotrivă, noi redirecționăm cazurile care depășesc competența noastră către urologie, către ginecologie și către alte specializări. Cu bilet de trimitere de la noi, iar acești adolescenți, pentru ei încerc să explic, care uneori au rușinea de a merge la medicul de familie și a-i spune, uite, mi s-a întâmplat lucrul acesta în urma evenimentului acestuia. Exact. Adică am început viața intimă și de multe ori
întreb, dar ai spus domnului doctor, doamnei doctor, de ce ți s-a întâmplat? Nu, pentru că mi-a fost rușine. Și atunci cumva, mă știe de mic. În vedere că, exact, intră într-un asemenea cabinet, noi știm în principiu de ce a venit, nu? Avem colegi aici în spital, cel puțin unde lucrez eu, toate specialitățile sunt în spital, se pot redirecționa către dermatologie, nu neapărat că ai o alergie alimentară sau te-a mușcat vreo insectă, ci din potrivă, te duci la medicul dermatolog, tocmai ca să faci niște teste, să faci niște analize, pentru că te-ai început viața intimă și s-a întâmplat ceva. Nu este sfârșitul lumii, nu moare nimeni, totul se rezolvă, doar să vii să ceri informații și educație. Dar multor oameni încă le este rușine, din vari motive, să apeleze la un specialist. Consideră că ceea ce se întâmplă face parte din viața de zi cu zi, caută pe internet informațiile. Am avut întâmplări de genul acesta, se autodiagnostichează și se autotratează. Și atunci, care e rostul? Cabinete, colegilor care sunt acolo și doamnelor doctor care se ocupă. Am putea spune sfat, renunțați la rușine și întrebați specialistul, doctorul Violeta Radosavie Poiană. E foarte frumos în Poiană. Și e primăvară. Mulțumesc încă o dată. O zi frumoasă. Mulțumesc și eu, Iohan. O zi frumoasă. Poiana lui Iohan. Credeam că am un picior mai scurt. Psihologul m-a lămurit că, din potrivă, celălalt e mai lung. Poiana lui Iohan.
Știți cum e atunci când te duci la șef și îi amintești? Știți, mi-ați promis că mări salariul dacă sunteți mulțumit de mine, iar șeful se uită la tine, cam așa, și îți răspunde: cum pot fi mulțumit de cineva care cere mărire de salariu? Așa e și cu calculele la stat. Ce e mai bine să faci? Datorii sau să plătești datorii? Punem țara la cale în Poiană și în această săptămână, alături de Sorin Pâslaru, redactor șef ziarul financiar. Bine ai venit, Sorin! Bine v-am găsit! Datoria publică. Am notat la început de intervenții 800 de miliarde de lei, adică peste 50% din PIB. Hai să le explicăm oamenilor ce înseamnă datoria asta publică. Plătim cu toții? Datoria publică este făcută pentru a finanța diferența între cheltuielile și veniturile statului. Statul fiecare an are cheltuieli mai mari decât venituri. Anul trecut, spre 6% din PIB, la un PIB de 300 de miliarde de euro, deci avem un 1%, 3 miliarde, ori 6, 18 miliarde, 18 miliarde de euro a cheltuit statul mai mult decât a încasat. Și atunci, în fiecare an, trebuie să ne împrumutăm de la băncile locale, de la fondurile de pensii, de la noi, adică tot noi ca stat, de la noi persoane fizice, cu emisiunile de titluri de stat, Fidelis, Tezaur, iar în afară de banii care sunt necesari să acoperi deficitul anual, mai trebuie bani să acoperi și la scadență emisiunile de obligațiuni sau datoria anterioară. Și datoria asta se răsfrânge asupra omului de rând într-un fel, că uite, noi suntem generația care avem fantoma aia dinainte de 89, când s-au plătit datoriile și noi am făcut foame. Era rău, când acum se spune că era rău că le-am plătit, nu? Da, le-am exact. Plătit la timp. Exact. Iar acum e rău că facem datorie. Păi cum e bine până la urmă, nu? Și cum le plătim? În ce se vor regăsi? În impozite, în taxe? Automat. Primul și în primul rând, deja plătim foarte mari dobânzi. Deci noi am ajuns cu dobânzile aproape mai mari decât investițiile, ceea ce, într-un fel, te blochează. Asta e jocul mondial. Aici, la paritatea puterii de cumpărare, per capita, România a ajuns cât de cât din urma alte țări din Europa de Est, chiar și Portugalia, Grecia, dar problema este de stoc. Adică averea strânsă de-a lungul timpului la noi e cu minus, ca să spunem așa. Datoria e cu minus, noi trebuie să dăm. E cale lungă până se echilibrează. Trebuie să faci jocul mondial, asta este. Unii împrumută și trăiesc din dobânzi. Și alții încearcă, în afară de dobânzile pe care le plătesc, să facă cu banii respectiv o acțiune care să-i permită să și acumuleze. Ne uitam și la cheltuielile cu salariile bugetarilor. Scrieți voi în ziar. Au crescut în primele două luni de două ori mai mult decât a bugetat. Da, n-avem explicații. Că ne uităm la execuțiile bugetare, că de aici probabil sunt niște bani care trebuiau plătiți anterior, s-au strâns anul trecut cât de cât cheltuielile, inclusiv de personal, ca să iasă bine deficitul, s-a eliberat anul ăsta. Sperăm că în perioada următoare să nu mai asistăm la astfel de evoluții, astfel încât derapajele astea să de deficit, că deja avem și deficit mai mare decât prognozat. Da, cu toate astea putem constata o creștere a prețurilor care ar implica o creștere a salariului minim. Da, aici e o discuție cu alinierea la directiva Uniunii Europene, care spune salariul minim să fie 50% din salariul mediu și la noi e mai mic, are o pondere mai redusă. Deci la noi sunt diferențele astea salariale foarte mari, avem o polarizare care se regăsește în toată structura, și în proprietate, și în salarii, în venituri în general, în nivel de educație. Asta e o mare problemă a României de azi, polarizarea. Lipsa aceasta capilarizării dezvoltării. Multe salarii mici și puține salarii mari și media iese bine, prea mulți cu prea puțin. Piața de publicitate online se îndreaptă spre jumătate de miliard de euro anul acesta, ați calculat voi în Gazeta Financiară. Da, mai facem și business până la urmă, nu vorbim numai de stat. Iată. Toate sunt estimări. Companiile românești, firmele mari, firmele mici, mai ales cu firmele din e-commerce, toată lumea e online astăzi, pe telefon, pe tabletă, pe PC, nu? Și atunci trebuie să fii în față la căutări, ca atunci când iei un credit, vinzi o mașină, cumperi o casă, toată lumea investește în publicitate online. Ei, situație. E de așa natură că toți banii ăștia nu merg în România. Merg în conturile Google, Facebook, Meta, cum e acum, din Irlanda. Aici, local, noi am constatat
Google pe pierdere. Păi cum, dacă sunt estimări că ei fac în România business de cel puțin 200 de milioane de euro, nu-l declară pe tot local și pierdere, o chestie că până la urmă de unde poate să provină pierderea? Am pus pe tapet să vedem mai departe. De exemplu, și în piața Pharma sunt companii care vând în România, nu sunt înregistrate în România, la un moment dat s-au schimbat niște lucruri, inclusiv la nivel fiscal. Aveți o imagine, o statistică? Cam câte companii sunt în situația asta, care fac business în România și încasează afară? Păi, spuneam de piața Pharma. Până acum câțiva ani, sute de milioane de euro venituri, dar neregistrate de companii locale. Că noi, pe fiecare piață, vrem să avem cifre cât mai certe. Piața de publicitate, piața Pharma, sunt niște piețe unde sunt ca peștele. Când se pui mâna pe el, în apă, pac, a fugit. Și dacă nu vedem noi cifrele, da, pe să mai vină și ANAF-ul să taxeze, nu? Sorin Păzlaru, redactor șef Ziarul Financiar, în Poiana, astăzi, la Premianți, am notat de Longhi, care începe în iulie producția la noua fabrică de la Satu Mare și vom deveni cel mai important hub de espresoare, nu? Da. Mă și gândeam că dacă tot le facem la noi, poate se mai ieftinesc, cam scumpe espresoarele astea, așa e bună o cafea bună acasă, dar e cât un salariu minim un espresor din ăsta, nu? Exact. 2000 de lei. Nu suntem încă proprietari, producători și beneficiari. Suntem deocamdată numai producători. Da, nu proprietari, da. Nu proprietari și nici beneficiari, decât în mică măsură. Dar prin productivitate, prin creșterea nivelului de trai, putem să accesăm. E o piață, s-a format. E foarte bine că producem, că sunt investiții în România care să creeze produs final, să creeze valoare adăugată. Ar fi frumos să vedem și niște firme românești care să atace această piață a electrocasnicilor. Și, în general, orice să faci cu brand, brandul tău, brandul te aduce valoare. Și cu siguranță e un plus că uzina din Satul Mare nu s-a pierdut, că s-au investit 40 de milioane de euro. Așa cum s-au pierdut alte capacități industriale de, exact, și investiții, uite, semiconductori. Noi acum avem vile în Pipera, acum e o nebunie la nivel internațional cu fabricarea de semiconductori și investițiile în acest. Ce am avut, noi n-am reușit să ținem așa cum era. Important e să faci și tu, că dacă numai cumperi de la alții și vinzi grâu, în schimb, nu e cale asta de dezvoltare. O să spunem asta în Poiană de fiecare dată, până la urmă, cine știe. Vine un avânt de undeva. Avem un semnal bun cu covrigii în București, dacă te uiți. Sunt făcuți la noi. Dom'le, în sfârșit am găsit ceva. Dacă ne întreabă cineva, spune un brand pentru București, covrigul. Nu? Am văzut turiștii, sunt fascinați. Și avem competiție, avem producție, presupun că folosesc cereale din România. Vine și cu cozonacul, covrigul și cozonacul, ăsta este simbolul Bucureștiul și România. Punem cozonacul. Așa încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Sorin Păzlaru, redactor șef Ziarul Financiar. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc și eu. Uite așa, după festinul cu poale în brâu, covrig, cozonac, suc de aronia, cred că e potrivit specialul pe care l-am ales astăzi. Bucurați-vă de muzică. Let me blow your mind. Yo, yo, drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this, why that, lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Breast wig, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine.
mind. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. Route, lockdown, blast this sex while I mash out. Yeah, nigga, mash out. D-R-E, backtrack, think back. E-V-E, do you like that? Yeah, you got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, bitch, double law, can't strong. Cause I crush anything I land on. Me here ain't no mistake, nigga. It was planned on. Poiana lui Johan. Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna.
uite așa, suntem și astăzi unde trebuie, adică în Poiană, la radio, aici începe weekendul. Sunt Iohan, bine v-am găsit. Ne-am propus în această oră să aflăm dacă tangoul e la fel de greu de cântat precum este de dansat. E un stil diferit, dificil, sunt foarte multe chestii de tehnică. Până știi unde și cum să le aplici și cum să te joci cu el, este exact ca la dans. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño. Da, 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 și tot în minutele următoare, maestrul Pantofar ne dezvăluie din secretele pantofului perfect. Construcția acestui calapod este piatra de temelie în construcția unei perechi, fiindcă de la ea pornește și ea dictează tot mersul, de-a nu atât lucrului cât portului pantofului în perioada vieții. E cheia de boltă, deci trebuie să fac calapodul corect. Totul începe de la calapod. Continuăm să ne îmbogățim alături de profesioniști și portofoliul de imagini. Ședința foto cea mai puțin ideală este cea în care clientul știe el cum trebuie făcută poza mai bine decât fotograful și impune acest lucru. Cu cât clientul înțelege că fotograful este acolo ca să-l ajute și are tot interesul să iasă bine imaginile, cu atât fotografiile vor ieși foarte bine și toată lumea va fi mulțumită. În cronica sportivă de astăzi, Adrian Soare e din nou zdrobitor, nu ratați momentul. În astfel de vremuri în care smerenia, parizerul și ipocrizia merg la braț spre Oltenia, un 3 este precum 5-ul nostru de odinioară. Nu dă bine, dar nici nu te omoară. Acum în Poiană vine piesa care ne-a aliniat ceacrele așa în ultima vreme. Suflet de poveste, cât ai pătimit, cum ai trecut peste, cine te-a rănit, cui ai căzut în rese, cu ochii la tot nu te vede. Suflet petale, din florta minerare, unde e nectarul zeilor chemare, totul e alb și negru, iar tu aveai culoare, de unde atâta supărare? E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-a oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-a oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. Valurile sparte și repetați povesti în noi stâncile crăpate. Nici când să ne trântim, să ne prefacem poate, câștim și mergem mai departe. Noapte de noapte, doar cerul e la fel și noi doi ca două stele, ne oglindim în el. Iubiri trecând furtună, se nici apoi se cer, nu se mai frâng, nu se mai tem. E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-au oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-au oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. E de la Dela, e de la inimile care s-a oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. E de la Dela, e de la Dela, e de la inimile care s-a oprit un timp să tintă cerea. E de la Dela, de la săruturi e mult mai dus ca mierea. Un aventurier fermecător, un tânăr visător, cu tâmplele cărunte și veșnic cavaler sentimental, pe orice rival,
e gata să-l înfrunte. Tango autentic în Poiana, astăzi din pași de tango, Analia Selis. Bine ai venit, Analia. Bine v-am găsit aici în Poiana. Ei, da, e tangoul cel mai tare. Da, este, este tango, este mai mult decât pasiune, zic eu. Și toată lumea zice tango, pasiune, tango e mai profund. Sunt acordurile care te duc cu gândul la Argentina? Da, și nu numai, pentru că acest proiect pe care o să-l am în luna mai, în acest turneu, este dedicat publicului meu de aici și am descoperit în ultimii ani acel tango românesc, acel tango interbelic și cumva de fiecare dată când îl cânt se materializează acolo iubirea și respectul meu pentru România, care a crescut timp de 21 de ani de când sunt aici, 20 de ani de carieră fac, dar 21 de când sunt aici în România. Repertoriul va fi combinat. O să fie și tango argentinian, o să fie și tango românesc. Și această combinație este pur și simplu pentru că este ceea ce sunt eu aici. Argentina, România, tango. Uite, da? Ai și primit distincția Country Brand Ambassador oferită de autoritățile argentiniene pentru contribuția ta la promovarea identității naționale în străinătate. Da, este o distincție foarte frumoasă. Mi-am bucurat foarte mult. Am trecut pe o comisie. A fost propusă de ambasadorul de atunci, da, de aici. Este ceva care este organizat de Ministerul de Turism de acolo și de Cancelarie, Ministerul de Externe. Asta e. Și atunci s-a făcut propunere și am fost două țări alese și una dintre țări a fost România pentru mine și pentru Mariano Castro, pianistul cu care cânt, și este o recunoștință frumoasă după atâția ani în care am promovat cultura argentiniană prin muzică. Analia Selis e în Poiană astăzi. Cum a apărut tangoul în repertoriul tău? A venit el la mine, da. În toată viața mea, în toată cariera mea și în tot drumul meu care mi-a dus și aici, nu au fost hotărâri luate, planificate. Au fost lucruri care au venit la mine, mi-am dus drumul, mi-a dus. Și atunci eram într-un an în care născuseră deja cei doi copii, eram un pic pierdută, nu știam ce să fac pentru că nu prea mă regăseam în lumea comercială, nu prea mă mai vedeam pe unde fuseseră înainte și nu știam altceva decât ceea ce făcuseră. Și a fost așa un declic? Da, a fost, a fost. Și a venit Răzvan Suma, fostul meu soț, care atunci terminaseră turneul Va Place Brahms și mi-a zis anul viitor mi-ar plăcea foarte mult să fac Va Place Tango și aș vrea să cânt cu tine. Ce frumos! Și atunci eu i-am zis, dar tu, Răzvan, cred că, nu știu, ai nebunit de tot. Eu nu am cântat tango niciodată. Da, dar tu ești de acolo, mi-a zis, și ții în sânge. Și nu, deci în Argentina n-ai cântat? Nu, tango. Nu. Nu numai asta, dar Argentina e foarte mare. Eu vin din nord, care este la 1350 de kilometri din Buenos Aires. Corect. Noi în nord avem mâncarea noastră, accentul nostru. Mai puțin tango. Avem folclorul nostru. Ascultam tango, bunica mea asculta. Dar nu e cum e în Buenos Aires. În Buenos Aires peste tot e tango. Tu te-ai născut în Buenos Aires, ai bunicii din Buenos Aires, deci ai crescut fiecare an din viața ta ascultând tango. Eu știam cântăreții de muzica folclorică, tot folclorul argentinian. Știam să cânt, știu să cânt la gitară, la bombo, știu să dansez folclor, pentru că noi în nord asta facem. Asta face, da. Și atunci am zis, uite, lasă-mă să mă gândesc. Și m-am gândit puțin și am zis, uite, da, mi-ar plăcea să fac chestia asta. Și atunci a urmat un an de studiu în care nu am cântat deloc altceva decât tango. De fapt, nu mi-am urcat în nicio scenă, nu am cântat. E la fel de greu ca dansul? Trebuie multă tehnică? Să știi că e un stil diferit, dificil. Sunt foarte multe chestii de tehnică care trebuie să se știe și odată când le știi, nu doar că poți să le aplici, dar până știi unde și cum să le aplici și cum să te joci cu el, este exact ca la dans. A trecut mult timp. Eu am studiat un an de zile, am fost în Buenos Aires atunci, am ascultat foarte mult și acum când mi-ascult în acele primii ani, nu mă suport. Pentru că nu cântam în stil. Era foarte clasic, așa. Dacă aș face o paralelă cu dansul, numărai pașii. Deci da, nu-ți veneau natural. Da, să știi, nu? Număram pașii. Exact, exact așa cum ai zis. Deci număram pașii. Analia Selis e în Poiană. Aniversez 20 de ani de carieră printr-un turneu național. Hai să ne întoarcem un pic la tango autentico. Cum ai ales repertoriu și cum ai ales itinerariu? Repertoriu este ales după... Am vrut să fie piese celebre și atunci
pe spaniola avem, de exemplu, cum sunt la comparsita, care e foarte cunoscut, el cioclo, care e foarte cunoscut și pe românește. Este un repertoriu fantastic care abia... Îmi credonez la comparsita un pic. La comparsita este acel si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te olvid. Și pe românește a fost foarte greu. Avem să zic, pentru că sunt și eu din România, nu? Este atât de mult repertoriu interbelic, fantastic, frumos, dar am ales ceea ce e mai cunoscut și ceea ce a avut povești. Și atunci sunt piese celebre, cum sunt Mâna Virjar, Pe Volta când apare luna, Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă și povești în spate, frumos. Fiecare piese câte o poveste. Cu cine vei urca pe scenă? Vin din Argentina, Julian Cairo, care a făcut toate aranjamentele și simfonice și de trio, și alături de Julian vine Damian Foretti, cu care nu a mai cântat niciodată, dar este un bandoneonist fantastic. Un fel de acordeon, da, așa, nu? Da, dar sună diferit și are butoane. Are doar butoane și este specific pentru tango. Iar cu ei doi voi cânta și în recitalul de trio, evident, dar și în simfonice. Va fi orchestra cu ei. Iar orașele, să știi că eu când am început să mă gândesc să fac turneul ăsta, am zis hai să lansez propunere peste tot. Și am început să accept pe rând. Cei care au răspuns primii au intrat în agenda. Și acum nu mai este loc de niciunul. Așa a fost. Mi-aș fi dorit să ajung și în alte orașe, dar e imposibil. Este un turneu intens și este complet, este gata. 15 orașe, da. Nu e puțin. Da, nu, și nu numai asta, dar sunt 18 concerte, de fapt, pentru că în București sunt mai multe. Iar noi avem 3 concerte simfonice și asta înseamnă stat în acel loc 3 zile, pentru că ai repetiții cu orchestra și concert. Și atunci, fizic, nu mai avem când să mai fie un concert. Și dacă ar fi să intrăm acum în sală, ce piesă ne-ai recomanda, Poiană, să ascultăm din playlistul de turneu? O să vă recomand o piesă care mi este în suflet. A fost O iubire la prima ascultare. Este piesa Habar n-ai tu, care a făcut-o cunoscută Mihaela Mihai. Ea a fost compusă pentru Maria Tanase. Și dacă o să căutați varianta YouTube Maria Tanase, o să auziți o Maria Tanase tânără, cu o voce acută și dulce, care cânta pe un ritm în baza de tango. Era un tango acolo subtil, subtil și elegant. Între 10 mai și 8 iunie, Tango Autentico cu Analia Selis în Poiana astăzi. Mulțumesc, Ana! Mulțumesc eu pentru invitație! Hola, sunt Analia Selis și ascultați Poiana lui Johan. Ne-am cunoscut odată întâmplător, dar mâna tu mi-ai strâns-o încetişor. Mi-ai spus distrat, îmi pare bine, așa cum mi-ai fi spus oricui. Am căutat să te întâlnesc cât mai des, am vrut să mă înțelegi, dar n-ai înțeles. Atunci mi-am ferecat iubirea și n-am mai spus-o nimănui. Habar n-ai tu cum te alin în gândul meu și cum mă mint, mă mint mereu că mă iubești și tu. Habar n-ai tu, în viața ta te-ai întâlnit, iuberi de o zi și desfiernari și bucurii de toate poți găsi. Dar dragoste curată nu vei găsi în viața ta.
te desmier. Cum s-a potrivit acest tango, habar n-ai tu, cu Analia Selis. E momentul acum în Poiană însă să semnalăm o gravă discriminare. De ce nu există nicio poveste în care coșarul să-și piardă pantoful, iar prințesa îndrăgostită să probeze toți bărbații din țară până își găsește alesul? Până să fie scrisă povestea, zic să ne ocupăm de pantofi. În Poiană, astăzi, pe aleea de cărămidă, să-i spun, avem pantofi celebri și creatorul de pantofi, Valentin Frunze, alături de noi. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Meșterul pantofar originar din Basarabia, celebru în Europa, în Poiana lui Iohan astăzi. Cum se realizează un pantof marca Valentin Frunză? Cu multă muncă, niște bucăți de piele bună, un pic de răbdare și multă dragoste față de ceea ce fac. Acum a zis niște bucăți de piele. Cum procurați pielea? De unde? După piele merg la Viena o dată pe an, mă așez în mașinuță, traversez țara voastră frumoasă și ajung la Viena, unde este o prăvălie, una dintre cele mai bune din lume, și de acolo cumpăr toate pieile pe care le folosesc timp de un an. Ce piele preferați să folosiți? Sunt mai multe tipuri de piei care se folosesc pentru fabricarea unei perechi de pantofi. Pielea propriu-zisă pentru față, ansamblu superior, e o piele moale, subțire de un milimetru, un milimetru și ceva. Este o piele de vițel, în toate cazurile, de fapt, este o piele de vițel, excepții fiind pielele exotice. Și pielea cruponul sau vegetal sau pielea groasă, care se folosește la talpă, la branț, la ștaif, la bombeu, care și ea este din vițel, doar că este altfel prelucrată. Valentin Frunză, creatorul de pantofi în Poiana astăzi, vreau să vă provoc, să ne povestiți așa, pe înțelesul oamenilor care ne ascultă, cum se construiește un pantof până la urmă, de la ce pleacă viziunea? Pleacă de la om, vă uitați la client și știți, vi s-ar potrivi pantofii, nu știu, sunteți pe clasic, Derby, Oxford. Bineînțeles că începem cu ce-și dorește clientul, vine clientul, își spune ce dorește, pentru mine nu prea contează ce model vrea, ce culoare vrea, eu mă axez pe detaliile tehnice. Pantoful se începe de la calapod. Mai întâi se construiește calapodul pe care va fi tras pantoful și construcția acestui calapod este piatra de temelie în construcția unei perechi, fiindcă de la ea pornește și ea dictează tot mersul, dar nu atât lucrului cât portului pantofului în perioada vieții. E cheia de boltă, deci trebuie să fac calapodul corect. Totul începe de la calapod. Și pentru mai mult, ca să mă convinc că am făcut calapodul corect, fac un pantof de probă, clientul iarăși trebuie să vină în atelier să măsoare pantoful de probă, să vedem dacă am făcut calapodul corect. Și omul probează pantoful și vă spune, domnule Valentin Frunză, mă strâng. Ce faci? Îmi spune clientul, dar clientul vine la probă și nu stă aici mult. Ca să înțelegi dacă este bine făcut calapodul, dacă pantoful vine perfect, îți vine bine, trebuie să-l poți câteva zile. Ca să ne abstractizăm de aceasta, după ce clientul probează calapodul, eu îl scot de pe piciorul clientului și tai niște ferestre, când zic ferestre le pun în ghilimele, tai niște ferestre în pantoful de probă, iarăși clientul îl încalță și astfel eu deschid aceste ferestre și mă uit în interior, adică văd cum stau degetele, călcâiul, montul, ristul, tot se vede atunci. Deci îmi fac notițele și după asta fac schimbările la calapod dacă e nevoie de făcut. Senzațional, câtă muncă! Trebuie să recunosc că până la întâlnirea cu dumneavoastră nu îmi imaginam că așa se construiește un pantof. Ați ales modelul clasic, vă place clasic? Am ales, nu modelul clasic, am ales metoda tradițională de a coase un pantof. Deci eu cos pantofi așa cum ei se coseau la Viena 200 de ani în urmă. Cum? S-a schimbat absolut nimic. Și când alegi metoda asta, se primește doar pantofi clasici. Care e metoda clasică? Tehnic vorbind, pantofii mei se numesc pantof cu rama cusută. Adică, după ce tragi pantoful, începi să construiești talpa. Fiindcă talpa este cel mai important element din orice încălțăminte, nu doar în pantofi clasici. Și construcția tălpii începe cu coaserea ramei. Asta este operația de bază și operația care deosebește pantoful meu de orice alt pantof din magazin. Și rama cu ce se coase? Cu mâna. Cel mai bine e să-l coși cu mâna. Sunt niște pantofi industriale în care rama se coase cu la mașină. Noi o facem cu mâna, așa cum se făcea cândva. Rama este de fapt o bucată de piele tăbăcită vegetal de 2 cm lățime și lungă cât e toată perimetrul tălpii și ea se coasă de branț
și de ansamblu superior, de față, după care se pune umplutura, se lipește talpa și talpa se mai coase odată de ramă. Astfel, talpa pantofului nostru nu este lipită și nu se ține în clei, este cusută și durează o veșnicie. Adică, bine, nu o veșnicie, dar durează mult, mult, mult. Am auzit că folosiți cuie de mesteacăn sau am greșit? Nu ați găsit, folosesc cuie de lemn și de mesteacă și de stejar. Important este să fie un lemn tare. Cuiele de lemn le batem în jurul glencului metalic ca el să nu se miște în timpul portului și mai fixăm și straturile din care este format tocul. Iarăși, sunt bătute niște cuie de lemn, se fac niște găuri cu sula, cuiul de lemn se moaie în clei și se bate acolo, astfel rămâne fix și pe mult timp. Valentin Frunză, creatorul de pantofi în Poiană, astăzi mulțumim tare mult! Vă mai așteptăm pe la noi! Mersi, cu mare drag, oricând! Poiana lui Iohan. Jerusalema y cayala mi pilondo lo sé hambena mi zungangishilana Jerusalema y cayala mi pilondo lo sé hambena mi zungangishilana Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo nolose, zuhambenami. Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo nolose. Dawoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilo nolose, zuhambenami. Ascultați Poiana la radio. Hai să avem și cărțile cadou. 0748887766, numărul de WhatsApp. Cine ne scrie primul cuvântul Poiană, nume și prenume, câștigă un pachet de 4 cărți oferit și astăzi de editura Rao. Cât vă ocupați cu WhatsApp-ul, fotograful profesionist vine alături de noi, specializat în realizarea de fotografii pentru hoteluri, restaurante, fotografie imobiliară, dar și fotografii culinare sau fotografii industriale. Călin Stan, continuăm discuția începută săptămâna trecută. Cum e interacțiunea cu clientul? Vin eu, proprietar de Poiană, și zic că, Călin, eu vreau să arate pozele așa? Sau vin și spun, am încredere în viziunea ta artistică, vreau să ajung la oamenii aceia, te rog, fă-mi niște fotografii. De obicei, interacțiunea cu clientul este foarte importantă și poate fi definitorie pentru rezultatul final al imaginilor pe care le livrez. Ședința foto ideală este aia în care clientul înțelege că fotograful, fie că sunt eu sau este un coleg al meu, are o experiență și își poate aduce aportul ca acea imagine să iasă bine. Ședința foto, să zic așa, cea mai puțin ideală este cea în care clientul știe el cum trebuie făcută poza mai bine decât fotograful, evident cu ghilimele de rigoare, și impune acest lucru. Cu cât clientul înțelege că fotograful este acolo ca să-l ajute și are tot interesul să iasă bine imaginile, cu atât fotografiile vor ieși foarte bine și toată lumea va fi mulțumită, cel puțin asta e părerea mea. Sunt cadre standard când lucrezi la un proiect sau ține de inspirație? Știi că te duci și fotografiezi o cabană, să spun, și trebuie să ai 3 cadre din față,
față, trei din lateral, două de sus sau... În principiu sunt niște cadre standard, dar acum iarăși depinde pentru ce facem respectivele fotografii. Dacă le facem pentru rețelele sociale, pentru conținut, poți să te joci un pic cu cadrele, să găsești niște abordări mai artistice, unice, dar dacă le faci pentru o prezentare de hotel, de exemplu pentru un site de rezervări online, atunci ai nevoie de niște cadre standard cu care oaspeții care văd fotografiile sunt obișnuiți și știu la ce să se uite deja când caută să ia respectiva cazare sau nu. Ce ar trebui să caut eu într-o fotografie de hotel, de exemplu? Eu sunt un client, am intrat pe site și vreau să-mi dau seama, domnule, confort extraordinar și așa mai departe. Ce ar trebui să caut în fotografie? Cred că în primul rând trebuie să vezi dacă stilul respectivului hotel sau al cabanei sau pensiunii ți se potrivește. Și aici vorbim de la amplasare până la designul interior. Evident să vezi dacă are facilitățile pe care ți le dorești și foarte important pentru că au apărut foarte multe locații, să vezi dacă ai ce faci în zona respectivă. Din păcate sunt multe zone în care, ok, cabanele sunt foarte, foarte interesante, dar acolo este o zonă doar de relaxare. E destul de greu să ai activități. Pe de altă parte, sunt zone foarte ofertante la capitolul ăsta. Iarăși, depinde ce-ți dorești. În 2016 ai devenit fotograf colaborator pentru National Geographic. Mai lucrezi cu ei? Da, în 2016 am început colaborarea cu National Geographic România. Din păcate, National Geographic România nu mai există ca revistă, exact, ca publicație acum și, practic, colaborarea mea cu ei s-a încheiat în momentul în care ei au ieșit de pe piață, dar am mai avut colaborări cu National Geographic din extern, de exemplu cu televiziunea National Geographic Channel, pentru care am filmat în 2020-2021 o parte dintr-un documentar Europa văzută de sus, episodul pentru România. Cum ajungi să lucrezi cu National Geographic? Trimiți tu un portofoliu sau te caută ei? În cazul meu m-au căutat ei, în urma unor fotografii pe care le-am făcut eu cu drona și am câștigat niște premii la niște concursuri internaționale cu ele. M-au contactat cei din România și așa am ajuns să colaborez cu ei, dar, de exemplu, pentru documentarul din 2021 m-au căutat ei direct din Anglia, în fine, studioul lor de producție, nu National Geographic direct. Fotografia cu drona te pasionează în ultima vreme, așa? Nu chiar, din 2016. E ceva vreme, da. Ce face particulară și ce poate face spectaculoasă o fotografie făcută cu o dronă? Este o foarte mare schimbare de perspectivă. De fapt, pentru mine, utilizarea dronei a însemnat o schimbare de perspectivă în tot ce am fotografiat. Tot ce fotografiam până atunci s-a transformat cumva când am ajuns să adaug și componenta asta numită fotografie aeriană, că până la urmă drona este fotografie aeriană. Te ajută să vezi orice loc, să zic așa, banal, dintr-un unghi pe care nu l-ai putea vedea sau nu l-ai putea vedea foarte ușor. Sunt spectaculoase, mai spectaculoase aceste fotografii? Sunt foarte spectaculoase, dar iarăși depinde cum sunt făcute, pentru că până la urmă nu drona face fotografia, ci omul din spatele aparatului. Și dacă nu ai un moment bun al zilei, o lumină bună, un loc care să fie spectaculos, degeaba ridici drona, că fotografia tot banală va fi. Deci și la dronă trebuie ținut cont de regulile clasice de fotografie până la urmă. Bineînțeles, drona este doar un instrument care îți dă perspectivă. Îți dă o altă perspectivă, dar ea e tot un aparat foto cu elici. Și te-aș întreba așa o curiozitate de poiană, i-aș spune, tu fotografiezi obiecte așa, nu-ți plac oamenii? Da, în general, experiența mea în fotografie este, cum spuneam, pe zona de Horeca, fotografie imobiliară sau fotografie de design interior. Eu cam fotografiez tot ce nu fuge din cadru, adică tot ce nu mișcă. Da, fotografii sunt diferiți și lucrează în domenii diferite. Nu orice fotograf face orice tip de fotografii. De exemplu, eu nu fac fotografii la nunți sau la evenimente de familie, nici măcar pentru prieteni. Prefer să le recomand fotografi care cu asta se ocupă și au experiență pe domeniul respectiv, ca să se asigure că le ies fotografiile bine. Dar care ar fi diferența majoră? Păi diferența majoră este că, de exemplu, eu dacă mă ajut și aș fotografia mâine o nuntă, în primul rând nu aș ști momentele. Nu aș ști să fiu atent în derularea nunții respective pe ore. Deși tot fotografie este, sunt domenii diferite, cu totul diferite, de la echipamente până la abordare și chiar editare, pentru că fotografia asta înseamnă fotografiere, editare, până la statul final sunt niște pași. Adică e greșită ideea, domnule, mi-au un fotograf, nu contează ce fotograf, să-mi facă niște poze la nuntă. În primul rând ar trebui să vezi ce a mai făcut fotograful respectiv la alte nunți și să-ți alegi un fotograf care îți place ca abordare pe care o are la nunți și stilul pe care îl arată în fotografii. Vorbeai un pic și de editare. Ce înseamnă de fapt partea asta din spate? Editarea, procesarea fotografiilor. Editarea este un aspect foarte important pentru că până la urmă o fotografie fără a fi editată nu pleacă de la fotograf. O fotografie finită, livrată ca un produs finit, înseamnă fotografiere, deci captarea ei cu aparatul, post-procesare și apoi livrarea ei către client. Să le explicăm oamenilor campoiană ce înseamnă post-procesare.
asta. Uite că dacă mă gândesc la un portret, mă faci mai frumos? E, la un portret, da, îți poate acoperi anumite, nu știu, mici defecte ale pielii, riduri și așa mai departe. La o fotografie cu mâncare îți face produsul mai apetisant, iar la o fotografie de interior, în funcție de cum faci fotografia respectivă și cum o prelucrezi pe calculator, îți poate face interiorul să arate mult mai bine decât este în realitate, de exemplu, mai luminos, mai colorat. Și am să te rog niște tips and tricks, așa, chiar pe final, pentru oamenii care vor să-și vândă case, apartamente și așa mai departe și-și fac fotografiile singuri, cum ar putea să-și pună în valoare mai bine proprietatea? În primul rând, să fie atenți la încadrare, la cum fac fotografiile. Probabil cel mai simplu tips and tricks pentru fotograful de interior este să aibă pereții drepți, să nu mai vedem pereți care stau să cadă pe noi, de exemplu. Văd asta în foarte multe anunțuri de apartamente de închiriere, niște poze făcute așa frumos de sus, cu pereții strâng, nu e ok. Chiar asta, nu e okay. Asta e din poziționarea telefonului sau aparatului, nu? Da, da, da. Și apoi, poate sună banal, dar o simplă căutare pe Google te duce la câteva tutoriale foarte bune în direcția asta și dacă ai 10 minute să stai să asculți ce zice omul acolo, poți să-ți îmbunătățești destul de mult fotografiile. Iată ce vă ajută să vindeți. Călin Stan, fotograf profesionist în Poiana astăzi. Mulțumim, Călin. Mulțumesc și eu. Orice corp scufundat în apă trebuie să spele cada după. Nevasta lui Arhimede. Poiana lui Iohan. Children of the sea.
Da, cum vă spuneam mai devreme, în Poiană începe weekendul în fiecare săptămână. Marian Tudor e primul ascultător care ne-a scris pe WhatsApp cuvântul Poiană. Cărțile de la RAO vor ajunge la domnia sa. Iar acum suntem la momentul despre care vă atenționam la început de oră. Cronica sportivă, de neratat și astăzi, Adrian Zoare. Ce se întâmplă atunci când duhovnicul îți permite ieșirea din smerenia postului pentru a comenta sfintele rezultate din play-off? În cazul precis al finanțatorului de la FCSB, comisiile de disciplină își amintesc brusc un derapaj calomniator la adresa unei fete arbitru și dispun o suspendare de 6 luni, care în cazul latifundiarului este la fel de eficientă precum interdicția înainte menționatului duhovnic. Chiar și pentru cei mai puțini duși la biserică, trufia este un păcat capital, mai ales în aceste timpuri care s-au predat cu voioșie indecenței. Nu e un caz singular. Cruciada Rapidului în Oltenia acum o săptămână a sfârșit precum cateringul pe capotă cu care s-a etalat noul patron al Rapidului, care a strigat alături de ultrași libertate pentru suporteri, desigur pentru aceia reținuți în dosarul pirotehniei. Cum karma este în general instabilă, tot astfel s-a desăvârșit și aventura domnului Șucu, despre care nu a mai auzit nimeni o vorbă după ce Parizerul și Ceapa Verde au capitulat în prime time pe meleagurile prazului. Se întâmplă și la case mai mari. Cel mai important ziar de sport din Europa, L'Équipe, a dat nota 1 arbitrei Stéphanie Frappart după ce aceasta a condus o semifinală din Cupa Franței. Pentru a nu fi acuzat de sexism, cel mai bun scriitor de fotbal din Hexagon a încercat să se explice. Amintind că doamna Frappart este un pionier în arbitraj, mai ales că oficiase la jocuri de Cupă Mondială tocmai în Qatar, jurnalistul francez ridică întrebarea dacă un bărbat ar fi fost notat cu același infam 1, dacă ar fi greșit asemenea. Culmea este că ziarul L'Équipe nu răspunde. O vom face noi. Nu, nu ar fi primit, întrucât pur și simplu nu primise. Cu doar 2 zile mai devreme, un bărbat făcuse praf derbiul Franței, ispravă pentru care a scăpat cu un 3. În astfel de vremuri în care smerenia, parizerul și ipocrizia merg la braț spre Oltenia, un 3 este precum 5-ul nostru de odinioară. Nu dă bine, dar nici nu te omoară. Uite așa, ediția de astăzi e gata la radio. Dacă doriți să reascultați, avem podcast pe romaniaactualități.ro, Spotify sau YouTube, de la Angela și Johan. Weekend Fun! The things that'll bring the trauma overseas. Yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New
strong. Why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on, I don't know. What's the truth, y'all? Come on, I don't know. What's the love, y'all? We're killing people, dying, children hurting, and crying. When you practice what you preach, would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? The love, the love. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself.